Ciuperci. Toată lumea știe ce sunt ciupercile, dar puțin știu că, de fapt, ciupercile sunt fructele unuia dintre cele mai vechi organisme de pe pământ, și anume fungii. Regnul fungii reprezintă al treilea mare regn al organismelor eucariote, alături de regnul plantae și regnul animalia. Deoarece nu pot practica fotosinteza, fungii sunt mai apropiați de animale decât de plante, fiind nevoiți să se hrănească prin asimilarea substanțelor organice într-o formă dizolvată. Fungii au apărut pe pământ cu mai bine de un miliard de ani în urmă. Trăiesc sub formă de rețea de filamente subpământene, cunoscut sub numele de miceliu. Această rețea crește în general pe rădăcinile copacilor și ale plantelor, hrănindu-se cu nutrienți și apă. În schimb, această rețea de fire încurcate ajută copacii să comunice între ei și reprezintă inclusiv o rețea de transport prin care aceștia pot face schimb de nutrienți atunci când este nevoie. Ciupercile de la suprafața solului, pe care le cunoaștem cu toții, reprezintă de fapt fructul acestei rețele de fungi și totodată metoda sa de mulțire. Ciupercile se mulțesc prin spori dispersați de către fructul de la suprafață. Atunci când o ciupercă dispersează spori în atmosferă, o face într-un număr de câteva miliarde de astfel de spori. Sunt atât de mulți spori de ciuperci în atmosferă, încât oriunde ne-am afla, de fiecare dată când respirăm, inhalăm undeva la 10 spori proveniți din fungi. Când sporii aterizează pe o suprafață, în general organică, încep să o descompună, materia organică ajungând astfel sub pământ, unde poate fi folosită ca și nutrienți de către plante. Din această cauză, fungii sunt cei mai eficienți sanitari ai naturii. Există studii efectuate cu succes care arată că ciupercile pot fi folosite chiar și pentru a curăța deversări de petrol. Fungii blochează dioxidul de carbon extras de către copaci din atmosferă, în acest fel ținându-l sub pământ. Sunt peste 600 de specii de ciuperci comestibile, iar unele dintre ele sunt cunoscute inclusiv pentru distrugerea celulelor canceroase cu o viteză extraordinar de mare. În natură, rețeaua de miceliu apără plantele de virus și bacterii dăunătoare, deci există evident o legătură. Fungii se folosesc foarte mult în domeniul gastronomic, inclusiv ca agent de învechire a brânzei sau a cărnii, binecunoscutul mucegai. Sper că v-a plăcut incursiunea de astăzi în lumea minunată a ciupercilor. Nu uitați să vă abonați și să ajutați canalul cu un share sau un like. Mulțumesc foarte mult și să ne vedem cu bine în următorul episod.